De Sfânta Marie Mare a fost zi de dublă sărbătoare în două localități din preajma Pașcaniului. A devenit deja o tradiție ca pe 15 august să fie sărbate zilele comunelor Moțca și Cristești. Au fost organizate spectacole, premieri și focuri de artificii, astfel încât comunitățile să se bucure de aceste manifestări. La Cristești, în debutul sărbătorii, au urcat pe scenă mai mulți artiști locali, precum Cristina Manea, Mihaela Ungureanu, Ioana Măriuță și alții. Turnați paharele pline, tiri-diri, tiri-da, tiri-diri-da, și șestiți aici cu mine, tiri-diri, tiri-da. Când nu-i vremi de pierdut, tiri-diri, tiri-da, tiri-diri-da, dar-i vremi de pitrecut, tiri-diri, tiri-da. Și eu vă cânt cu bucurie, în numai gura să mă ții mai, ui, ha, 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 ha. Apoi distracția a continuat până după lăsarea întunericului, iar pe scenă au fost nume importante din industria muzicii, precum Lupu și Cornelia Rednic cu Cetărașii, Igor Cuciuc, Cosmina Adam, WhatsApp Band sau Amna. La Moțca, ziua comunei a început cu ansamblul folcloric Copincuța din aceeași localitate, apoi cu oaspeți de la Hărmănești, ansamblul folcloric Busuiocul. Printre artiștii care au făcut spectacol s-au numărat și Lavinia Goste și Marius Zorilă, Laura Olteanu sau Ionela Guzic. A fost frumos cât ne-am iubit, oare ce ne-a despărțit? Știu că noi am început cu o privire și un sărut, ce păcat că ne-am pierdut. Cei mai așteptați de către comunitate au fost Marius Ciprian Pop și Andia. Înainte să mă culc, Doamne, cum era sat frumos și liniștit, la gură de rai, la Moțca când te oprești, nicio grijă n-ai. La finalul celor două sărbători, localnicii s-au bucurat de focuri de artificii. De precizat este faptul că în comuna Moțca, de această dată în satul Băureni, va avea loc o nouă sărbătoare de Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie. Va fi prima ediție a zilei satului și sunt așteptați să participe artiști precum Laura Olteanu, Andreea Bănică, Alexandru Pop și trei ansambluri folclorice.